S-au rupt norii în județul Gorj, aflat sub cod galben de vreme rea. În Bălești, Lelești și Bârsești, bucățile mari de grindină au distrus grădinile, iar ploaia torențială a paralizat traficul, șoferii fiind nevoiți să tragă pe dreapta. La Rasova a fost suficient să plouă aproximativ o oră ca totul să fie distrus. Oamenii au asistat neputincioși cum furtuna puternică le pune la pământ culturile. A fost mare, că aveam picolo pe lângă camere, că a venit așa din fiorul din partea asta la deal. Pe lângă temelie așa aveam mai aseară, la 8 așa, era pietrele netopite. Furtuna cu bucăți de gheață de mărimea oului de porumbel a lovit crunt gospodăriile. Ceapa, roșiile, via sau pomii fructiferi au fost distruse. Nimic nu a scăpat de furia naturii. Munca de zi cu zi a țăranilor s-a dus pe apa sâmbetei. A bătut. Pe la cât cica? Pe la 2:30 s-a pus. Deci în oraș nu plouă. Că am plecat eu prin aia, a bătut piatra. Asta e de la Dumnezeu. Păi uitați-vă. V-a distrus toată recolta. Cum e recolta? Slabă. Ce v-a afectat cel mai tare? Via, băutul, via și roșiile acum, grădină, fasolea, ce erau, tot. Nu mai puteți să mai recuperați nimic? Deocamdată nu, dacă mai dă din nou sau dacă le mai punem. La 3-a oră când le punem în grădină toate, dacă ba bruma, ba piatra, ba... V-a afectat? Da. Uite-o să-i gazul. Păi uitați, via, că să și vede, că e... Strugurii s-au dus de tot, numai că frunzele pe jos sunt ferferiță. A plouat rău. Da. Și bobul, că am niște bob în grădină, mi l-a rupt de tot. Corcodușele pe jos au picat tot. Se mai merită muncită de cultura asta? Pe ce să mai merite? Nu mai ai nici nădejde, că chiar dacă pui în pământ, noi suntem și bătrâni, nu putem să muncim, pui, dai atâția bani și toamna nu te alegi cu nimica. Uite, tot timpul, 35-40 de milioane mă costa un hectar de pământ și nu luam nimica. Oamenii nu și-au asigurat culturile, așa că nu vor beneficia de nicio despăgubire pentru pierderile suferite. O vor lua de la capăt cu munca, în speranța că nu vor mai fi loviți de vitregiile naturii.